Știu cineva cuvinte despre cartea lui Gimbeck. În primul rând, cum am ajuns la Gimbeck? Atunci, când a fost găsit bojorul Hicks, au apărut câteva cărți. Ieri, la mine, au ajuns 3-4 cărți despre bojorul Hicks. De departe, cea mai bună carte despre bojorul Hicks era cea lui Gimbeck, apărută la Oxford University Press. Gimbeck e un fizician care a studiat și chimie și care are un talent, într-adevăr, ieșit din comun de a explica lucrurile. El a mai scris și o carte de filozofia mecanicii cuantice, personajul este lucrător și o să fie la București în februarie, la o conferință la Ateneu, la conferință de Humanitas, va fi invitat și pe loc. Și a scris o carte, într-adevăr bizară asta, originală. E singura carte și asta nu spun ca editor, e un obiectiv. E singura carte care spune povestea a tot ce s-a întâmplat de la Big Bang până la conștiința umană în mod cât se poate de riguros. Deci e o carte în care vă veți lovi de probleme ale fizicii în articole, cosmologiei, astrofizicii, geofizicii, chimiei, biochimiei, biologiei, geneticii și de problemele legate de științele cognitive, tratate la un nivel relativ înalt, dar într-un fel atât de clar, încât înțelegi, cartea asta poate fi uimitor, că ajunge să spună o poveste și lungă și complicată, într-un fel simplu și poate fi și de oricine. Cartea asta e o performanță, e un tur de forță lui Gimbeck, origine. Acum, mai multe va vorbi, mai multe va spune despre asta Cristi și cu Giorgio. Cristi,